Ascultă, prietene, la mine, orice încerca să-mi cu ochii pe tine. Te cam uiți atent la femeia mea, ai grijă, fraiere, că dai de belă. Cine se dă la femeia mea, sigur își face belă. Ascultați bine ce vă spun, că mă știe lumea toată că-s nebun. Totul a plecat de la o femeie. Atacatorul, un bărbat în vârstă de 34 de ani din Turceni, a dat nas în nas cu rivalul său, un bărbat de 41 de ani din Târgu Jiu. După un schimb dur de replici între cei doi, bărbatul rănit în orgoliu nu a mai suportat faptul că acesta s-a dat la nevasta lui și l-a luat la bătaie. La scenă a asistat și soacra agresorului. Cei doi s-au bătut chiar în centrul orașului sub privirile trecătorilor. M-am trezit că în momentul când m-am uitat l-am văzut pe cel cu geaca neagră căzut jos. I-a dat un pumn, da. Asta e. Pentru ce, nu știu. Că fiind aici la pupitru n-aveam cum să... Ioana Miaza Mare, aici, da, în centrul orașului. Bine că ați fost pe fază. Că astfel de... se mai întâmplă. Trebuie, da, corect. Nu-ți faci dreptate singur, nu e normal? Bătăușii au fost despărțiți de polițiști. Aveți la groasă, scoateți cuțitul. Păi trebuie să-l scoateți. Păi trebuie să-l predați. Păi scoateți-l din buzunar, că n-aveți voie. N-aveți voie cu cuțitul. Poate și aveți. A declarat că aveți cuțit la dumneavoastră. Nu aveți. De ce s-a bătut, doamnă? Pentru nevastă sau că băiatul... Hai, mai vină, nu mai... Urcați-mă. Din dragoste! Două persoane au fost conduse la sediul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu pentru legitimare. Urmează a fi sancționate potrivit legii 61/1991 pentru deranjarea liniștii și ordinii publice. Agresorul a fost condus la secție și amendat cu 200 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.